Farming Simulator, yeah. Îmi place mult viața la fermă. Sunt tas la recolte, am flermă. Din zori ies pe câmp cu tractoarele. Muncesc până când cade soarele. Recolta de grâu mă hrănește. Îmi place ce repede crește. Îmi place să rup iar tiparele. Uite mi-au venit ajutoarele. Merg la brutărie, scot pâinea, fac banii. La cofetărie prăjituri, sarfane. Fetele mă întreabă dacă-s dulces hanile. Invit să guste și sucul de struguri, that's funny. Iar pe câmp și fac treaba rapid, max banii. Când mă sui pe tractor mă simt ca pe Titanic. Nu mă cheamă Jack și n-am accent britanic. Dar am cea mai tare fermă și produc organic. Muncesc iarna, muncesc și vara. Muncesc toamna și primăvara. Pe toate le face băiatul. Și aratul și semănatul. Recoltele mele sunt pline. Produc și eu ulei de măsline. La mine pe când sunt director. Îmi place Farming Simulator. Uite cum crește frate recolta. S-a făcut porumbul, greu, mix, acop și bolta. Nu știi cât de mult îmi place cum miroase fânul. La cositul ierbii se știe cine-i jupânul. Uneori dau greș, de multe ori iese din prima. Când ies cu tractorul ca uraganul Katrina. Îmi place cum se ridică praf în urma roții. Când iese băiatul se cutremură paloții. Cu recolta mea sunt protector. Sunt director și sunt inspector. Ce tare se bucură caii când le dau o văz în Farming Simulator. Îmi place mult viața la fermă. Dorm noaptea mai bine pe pernă. Îmi place că-s liber și-mi dă un răgaz. Evadez dintr-o lume modernă. Merg la brutărie, scot pâinea, fac banii. La cofetărie prăjituri, sarfanii. Fetele mă întreabă dacă-s dulces hanile. Invit să guste și sucul de struguri, that's funny. Ies pe câmp și fac treaba rapid, max banii. Când mă sui pe tractor mă simt ca pe Titanic. Nu mă cheamă Jack și n-am accent britanic. Dar am cea mai tare fermă și produc organic. Farming Simulator, Farming Simulator, mă simt așa bine, e ca realitate. Farming. Hai să zicem și noi bună seara la toată lumea. Păi mamă, prima, eu nu zic Liga, salutare, te pup, ticule. Alexandru, Andrei, Micluță, salutare, Cornele, te pup, Alexandru, bine ai venit. Maluș, Gemboșel, Dui, salutare, salutare, salutare. Ceanchelaru, Ion, Iacob, Marius Constantin Necula, salutare Nepec, salutare tuturor din chat, salutare Marusica, te pup, ticule. Piști, piști, te pup, David, Daniel Diesel, Ion Iacob, Aflore Vasilică, bună seara la toți cei din echipa Nepec, mersi frumos, eu nu știu, banul, te pup, ticule. Faceți live pe TikTok? Cine să facă live pe TikTok? Cati? Mă, nu știu, din câte am înțeles, n-ar vrea să facă live. Mărcuș Alin, bună seara și încă o dată la mulți ani acolo, să, dacă aveți bună plăcerea să-i dăm și noi un la mulți ani, Mărcuș Alin, este ziua lui astăzi. Să-i urăm și noi un mare la mulți ani, să fie sănătos și la pungă gros și să-i să îndeplinească tot ce își dorește el. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul ăla de like și hai să trec și eu la ale mele. E de nani. Vă povestesc ce am mai făcut, în ce provocări am intrat și chestii de astea pe care mă mai cunosc eu. Salut, George Constantin, te pup, ticule. Da. Deci trebuie să vă spun așa, că începând de azi dimineață am intrat la o dietă, dieta numită Ia Cornel Banana în gură și mestec-o până iese lapte. Deci e o dietă pe bază de banane și lapte, o, să zic așa, o convenție de asta în care m-a băgat nevastă mea, că a vrut ea, nu că am vrut eu. Ca să fie bineînțeles de la bun început, nu că am vrut eu, că a vrut ea. Că a zis că colonul meu e plin de nu știu cu alte coloane și că numai de cărnăraie, numai de mama dreacu. Și a zis în felul următor, trebuie să se detoxifice și colonul ăla. Și ca să vă spun așa, dieta, în caz că vreți să o faceți și voi, am uitat să mă dau dreacu cu niște pudră de aia pe față, să fiu mai roșu în obraj. Băi, deci vă treziți dimineața, eu beau cafeaua, bine, cafeaua fără zahăr, de ce zic? Cafea neagră, fără lapte, fără zahăr, bă. După care, prima masă pe care trebuie să o luăm în muie, este o cană cu lapte dulce și o banană. Dură de tit. După care mai trece ceva ce mai trece, ban, și mai vine. Salut băieți, salut, vă pup. Ia vezi mă că avem o donație acolo de la Titi Short de 5 coconele. Forță, mersi frumos, Titi. Salut Denis, vă pup băieți acolo, eu nu știu ce n-am, Cristian Ticlenco, vă pup, toată stima. După care trebuie să mănânci două banane și o cană cu lapte.
la a doua masă. Și a treia masă, aproximativ 12 lingurițe cu iaurt, câte am numărat eu, adică 300, aproape de 400 de grame de iaurt, care le-am mâncat acum, înainte să dau drumul la asta, că a zis că e ultima mea masă. Deci imaginați-vă, ora 6. Ultima mea, băi. Și stomacul nu-i de acord cu subconștientul meu în ce am intrat eu, dar în fine. Asta e altă treabă, hai să ne jucăm, măcar să treacă timpul, să mă ia somnul la mare. Nu știu, că eu am probleme cu somnul, știi, că dacă mie mi-e foame, eu nu pot să dorm. Sper să dormim în noaptea asta, dacă nu dormim în noaptea asta, mai veni și mai dăm drumul la online spre noapte, știi? Sincere, părere de rău pentru corpul tău, Cornele. Asta zic și Omariu Gembășel, bă, nu știu ce a fost cu mine, dar am intrat în căcatul ăsta, dar asta e, nu. Salut, Cornele, salut, ceatul ăla, Ionuț Mare, Jean, voi cu adu suta, ei, adu suta, că dacă tu ai venit la mine, adu suta. Ce ai făcut așa de rău, de te pedepsește. Ce am făcut burtică, mă, nu mai are loc să aleacă, ce că vine, că să lasă în jos, că să aleacă, să talea. Mamă, ia vezi, mă, că a venit ce... Știu că poți, nu te mai văita. Deci mă plătește că știe ea că pot, de? Dar nu mă mai vait să mai... Ce zici, mă, nenicule? Genele, dacă vrei, uite, spun cu cea mai mare sinceritate, îți dau eu 100, dar ții tu dieta în locul meu, dar cu ocazia să slăbesc. Da. Bun, hai să ne uităm ce avem pe la animăluțe. Ne trebuie iarbă ca la Balamuc, ne trebuie pentru oi. Nu știu dacă mai avem ceva iarbă pe la noi pe în silos, dar va trebui să băgăm iarbă. Pe care pășunea de vaci. Și seara asta, mă, ticule, mare Constantin Nicola și el acolo, câtea mai donația de 5 coco, să rămână mult, băieți, vă pup, toată stima și respectul. Hai să dăm acolo un hashtag respect pentru Bolocariu Titi, mare Constantin Nicola și șefa Cati. Cum trebuie să zică șefa Cati, nu știu, că așa e numele. Da, în fine, să rămână mult acolo, mare Constantin Nicola, te pup, ticule. Așa, ce am zis că ne trebuie aici? Să mai băgăm câte o remorcă de rație totală mixtă pe la astea după pășune. La astea care sunt aici de dosubtul nostru stau foarte bine. Nu trebuie să umblăm la ele. Danezu, salutare, Danezule, te pop. A spart lumea, pușculița, ai dăm pușculiță, dăm... Dar cred că a început să li se facă la lume ăsta cum zice, milă de mine, zic că bă, ia o tepă săracu, mâncă două banane, gata. Să vedeți economie de bani ce fac acum, vă înțelegeți chestia asta pe banane și pe iaurt? Dar mie, eu mai am o singură chestie. Bun, și hambarul de vaci care va trebui să băgăm din nou, rație totală mixtă. Ne-ar trebui și puține paie, și puține dale, și puține dale, puține cereale pe aici, puține nu știu ce. Eu stau și mă gândesc așa, lapte dulce și banană. Banana, din punctul meu de vedere, e destul de consistentă. Laptele dulce pentru mine e problematic, pentru că eu mai beau lapte dulce așa din când în când, dar... Nu-l suport nici în cafea, adică mă ia repede cu leșin, știi? Rare și Alin Herman, salutare, salutare. Și e deranj, nu știu cum o să facem, dar o să facem. O să facem ca lumea. Rămâi după dieta asta cu 2 HP. Mă, n-avea grijă că ale. Deja mă simt destul de slăbit. E prima zi. Acum cred că începe să mai ia după aici, după îngrăsime, după la mine, pac, ia corpul, mănâncă, halește, când nu o să mai fie nimic, am pus-o. Salutare, Marius Chedrugheru, te pupic. Hai să începem așa, cu începutul. Luăm pe nenea directorul ăsta, îi dăm greutatea jos, mergem să băgăm niște cereale la găini. Punem pe aici că... Are voință, hai să-l încurajăm, da? Hai să-l încurajăm! Hai să-i arătăm prostului cât de prost e. Știi, cam așa vine chestia. Hai să-l încurajăm. Hai să... Am dat din greșeală peste seria ta de roleplay și îmi place tare mult. Big like, mersi frumos, Danezu. Bună seara, Cornel, bună seara, chat, salut, Robertinho, bine ai venit, te pup, ticule. Așa că, băieți, hashtag rezist. O să-mi pun pe frunte aici, hashtag rezist. Și să hai de capul meu, mie să nu iasă pe la fundulețul meu să fie numai banane cu lapte dulce și iaurt. Dacă e așa, e deranj. Mamă, dar cine a lăsat ăsta din cer așa? Dar uitați-vă unde l-a lăsat, cred că l-a lăsat cu John Deere-ul pe la un car. Pot să-l iau eu de aici? Na, nicio șansă.
Asta e numai nașul cu cava stilul vostru. Numai nașul mi-o face combinații de-astea. Hai de capul, Mihai Micodan, salut, salutare, salutare, tică. Mă l-a făcut Biki, salut, 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 ticule. Hai mă, că trebuie să-l iau pe ăsta la altul. Să mă duc cu ăsta la altul. Și pe ăsta la altul, dar de ce e așa înalt acolo? Bă, nu e bine, mă, că ăsta n-avea, n-are de stat. Mă. Vitale Cornel, noi vom devora surplusul de carne în amintirea ta. Aole, mă răsit. Să nu mai îmi trimis poze, că am dat de dreacu. Dacă mai îmi trimis poze, iar de-alea cu ceaune, cu nebunii, chiar... Da, cu bota, cu bota are cu Cornel. Are, dar nu știu cine a umblat cu ăsta. L-a împins prea tare, e prea ridicat încolo, nu știu ce, ce e acolo. La i-a dat de la Julit. I-a dat de la Julit. Ce cumpărăm astăzi? Astăzi nu știu dacă cumpărăm ceva. Da, mi-a, stăm prost rău de tot cu banii, stăm prost rău de tot cu ferma. Cu ferma, bine, nu stăm prost rău de tot cu ferma. Dar nu avem ce vinde azi. Avem o grămadă de făină pe care va trebui să așteptăm decembrie încolo să putem, să putem vinde. Dar până în decembrie mai avem. Mai avem de așteptat. Astăzi avem vreo două terenuri de recoltat. Treaba cu animalele pe aici, vedem ce mai e pe acolo, pe la noi, pe la greu. Hai să mai punem aici niște greu. E contabil, am concet, de asta stăm. Da, e contabil, am concet. De asta salutare, stăm, rău cu banii. Contabil, am concet. A intrat și a săraca în concediu, că n-a ce să-i faci. Hai să îmi pun și eu greutatea pe spate, că parcă văd iar că mă duc în bot acolo. Da. Ce-ți faceți voi? Ce-ați făcut? Îmi cer scuze că n-am făcut chiar live, dar nu. Ieri a fost ultima mea zi până în dietă. Ieri am fost și m-am delectat cu atâta pizoiul. Pizoi, nu pizdoi. Și astăzi am intrat la dietă, gata. A fost timpul rău, că dacă era timpul bun, era altă viață. Așa, cred că o să le mai băgăm o cupă, ia să vedem cum stăm cu el. Nu le mai băgăm nicio cupă, stăm așa. Frumos chinezăria asta de tractor. Uite chinezărie, bă, băiete. Tractor? S-a făcut o grămadă de treabă tractorul ăsta, am 67 de ore. Eugen Grie, salut, salut, vă las, am intrat numai să vă salut, mă duc să mă joc un joc cu furnici. Spor la treabă, numai bine, Robert, de bun. Joc cu furnici. Un joc cu furnici. Un joculeț cu furnici. Bun. Asta îl las aici, că deocamdată nu mai am treabă cu el. Dacă ne-am făcut treaba așa și să iau un... Cristi, bine ai venit, ticule, te pup! Mersi frumos de subscribe! Hai să ne luăm frumos și noi El John Diru. Poate că văd că a început să strice și ăsta. Am stat toată ziua în casă și m-am uitat la filme pe Netflix. Că la noi, la Brașov, e zăpadă. Bă, am văzut, m-ați văzut, vă uitați de zăpadă, v-a dat zăpadă acum, va rup. Florin, te pup, ticule! Leva lui video, salut, salut, video, te pup! Marian 22, salut, cum se numește mapa? Mapa se numește st.cale. O aveți, dacă scrie semnul exclamării map, o să vă apară acolo numele map. Călăză Laurențu Moise, salutare, salutare, ticule, te pup. Bună seara la toată lumea și spor la muncă, Cornel, mersi frumos, mersi frumos. Hai să vedem și noi ce facem aici, ce combinație mai facem noi. Să băgăm de mâncare la animăluțe întâi, după care ne apucăm de sorg.
Salutare, Marius Bibi Murgu. Ola voice, ola ola. Numai la mine scrie că ninge 80% și nimic. Aia e, n-are nimic, o să-ți vină și ție zăpadă, stai liniște, dacă zice că ninge, ninge. A, nu sta sigur. Ai, mămica mea, doamne, băi, mă simt atât de sătul. Atât de sătul mă simt încât nu-mi vine a cred. E bine că suntem acasă liber. Bă, am făcut niște setări, am mai mișcat ceva pe aici. Dar în momentul când nu am OBS-ul deschis, merge așa de frumos, nu se mișcă absolut nimic. În momentul când dau drumul la OBS, zici că îl găsește frigul. Bun, ia să vedem noi ce avem aici pe iPhone, o rație totală mixtă. Băgăm la văcuțe de mâncare. Dacă zic că toată săptămâna mi arată aproape fiecare oră că ninge și nimic, ei. Mai dai refresh la aplicația aia. Salut, Cornel, spun la treabă, super tare episodul de azi, super tare ideea care ți-a venit, bun venit, Roginelă. Mersi frumos să produs Moscal. Chiar nici m-am mai uitat să văd ce a făcut videoclipul astăzi. Mă bucur că vă place, bă. Auză-l pe titi al meu ce oftează. Titișor! Ai răcit, titișor. Camionul refulează. Nu, e camion. Și eu pe lângă el. Și eu pe lângă el. Refulăm amândoi. Ne-am săturat. V-a săturat, da? Uite, uite, am terenul ăsta de aici, ăla după pantă de acolo, cu sorg. Ne băgăm frumos în el după ce alimentăm animăluțele. Pregătim terenul, le vedem ce facem. Avem de treabă. Salut, David Brașovan. Da, a fost frumos. Da, mă bucur că vă place. Mai am 10 videoclipuri și îți văd toate videoclipurile de când ai pagina de YouTube, da? Dar auzi, mă, ce a făcut Florin, mi-a văzut toate videoclipurile până. Hai de capul meu! Și alea din urmă cu CAP-ul? Tot. Prima dată, videoclipuri astea, numai astea, ce am făcut noi acum, bănesc. Nu, tot, toate da. Live-ul. Așa, live-urile? Da. Dar primele alea cu CAP-ul, le-ai făcut pe YouTube sau pe Facebook? Pe YouTube, da, parcă. Bine, am făcut o puțină parte pe YouTube. În rest le-am făcut pe Facebook. Ce să fac, David? Uite, mă apuc eu de ăsta. Mai avem unul de la pizza aici, care și pe ăsta o să trebuiască să-l recoltăm, să-l ducem la ulei. Dar până atunci, nu. Vreau pe mama să o pun să-mi cumpere papagal de 4500 de lei. Tu ce crezi, că mă bate? Păi nu, că și eu aveam, am avut ideea asta să-mi iau papagal. Aș vrea să-mi iau papagal, dar numai că caticica a avut și nu prea... Nu prea i-a plăcut, căci că face mizerie pe peste tot, face ce vrea el, așa aș vrea și eu. Adrian Hagiu, salut Adrian, te pup! Ai doi mici? Acum mai pui doi și îmi dai și o bere, e... Pă, muncă! 500... Ia să vedem... Pe stânga, la 4500 de lei poate... Zi. Ce mai ia pe mine ca... Deci eu, papagal. Dacă un papagal ca lumea, ce are? Că le-am văzut pe toate, la 4500 de lei poate să mă ia pe mine papagal. Ia uzi, la 4500 de lei poți să le iei pe titi papagal. Dacă dai 4500 de lei pe lună, faci el pe papagalul. Și vorbește asta, adică... Dacă vrei să te înjure, te și înjură, dacă... Olă! Dacă vrei... Salutare, Victor, salut! Dacă vrei să te bate și bate... Tot pe stânga, ia uite-mă. Te și îmbăt, te învăț să fumezi. Ce ar fi să înveți un papagal să fumeze? Să cumpăr marele Alexandru, este doar 750. Am înțeles. Și
Ce ai, mă, de faci așa? Ai dragi pe tine? Ai zăpadă? Eu n-am zăpadă, tata, dar noi n-am nici. Da, nu înțeleg ce morții lui are, dar are. Îl găsește, dragi, îl găsește, dragi. Face curat, face curat. Titi și păgarul. Da, am rămas cu 11.236, îl băgăm și pe ăsta la celelalte văcuțe. Urmă ne apucăm de treabă. Ne apucăm de treabă, nu cred că mi-am mama pe la de 4.500, așa că le-au pătit. Nu crezi că ți-l ia pe la de 4.500? Punem la astea puțină păpiță. Pe urmă ducem direct remorcile acolo pe teren, că scoatem... scoatem combina la treierat, că n-avem ce face. Bă, care o fi dat cu var, mă, ca vă stilul vostru? Unde o fi, mă, nașul meu? Do fi, mă, nășuicul meu scump și drag. Ce, cu varul? De-aia și la voce să-i dau. Ce, cu varul? Ce, cu varul? L-a lăsat pe mijlocul drumul. Au dat cu varul pe vreun teren? Atunci când am jucat cu toți, al altei. Saci ăsta? Da. Din față, de la... Da, da. Da, da. Vezi? Se zice că mă iau de el degeaba, vezi? El face da, în așa fel încât să mă iau de el. Doctor, păi nu că ta căcați degeaba. Așa las eu prin casă? Te bagi tu. Bă, bagă ea. Dar s-o și filmezi, David, când... când îi vezi reacția. Capi Șerban, salut, salut! Cât ai sip? Am un fen 1050 vario cu 170,5 ore de lucru. Bun! Bun! Dacă ai o mapă care e foarte stabilă... Posibil să-și ia vreun premiu dacă faci vreun TikTok. Dar l-ai luat de nou de la 0 ore sau l-ai luat la mâna a doua? Dacă l-ai luat de nou și ai 170 de ore, bun. Eu, Cornel, aveți și voi vară în fermă. Eu credeam că doar la fotbal se dă cu... Da, da, am copiat tot. Zebre australiene? Hai de cap, meu. Unul de la i-aș lua și eu lucat. Un papagal de la... Când doarme ea până mai târziu așa, să pun papagalul pe ea. Mamă, am și greu un combin. Hai mă, serios mă, bă, nașule, bă, băga mi-aș mâna în Tarzar să-mi bag. Și ți-aș băga să-ți bag sârmă în nas. Da, trebuie să mă duc înapoi acum. Că vezi că... Vezi că se duce să vândă. Și mai este să... combina. A zis că direct, dar duce... nu s-a mai dus. A zis că se duce să mi-l ia mie pe văduț. Între buci. Mamă, dacă nu sughiți acum de... Cred că l-am scos din toate alea. Cred că... Cred că de asta nu s-a mai dus să-l mai vândă, că l-a simțit pe văduț între buci. Da, da. Și-a uitat. Ei.
Costel Simion, salutare tuturor, salutare Costelul, salutare. Ia mă să mă păcălesc eu pe aici, pe ăsta. Mă. Mamă, ce combinație, Alex Tudor, salut, ce combinație am făcut și eu de-aia de clasa întâi. Fii de la driver, de la OBS sau de la placa video? Aba, n-am, nu știu. Așa. Salutare, Andrei, salutare, Ticule, salutare. Voi, să facem și noi 100 aia de like-uri repede, repede sau nu facem? Nu am, ca să zic de la ce se acadează, am intrat, am mai făcut niște setări la farming, i-am mai pus câte ceva pe acolo, am mai scos câte ceva și eu tot le testez, le pun, le scot, le bag, le alea, le dalea, le dalea, le altele. Până nu se face shader-ul ăla înapoi, mai ai ce să. Jocul ăsta trebuie să-l las să-și facă el mendrile. Așa, și acum să vedem unde ne băgăm, ce facem, cum facem. Ia să vedem, merge perfect. Cred că o idee. Să ridic ăsta mai sus, să vadă cu vârfurile aia. Mai jos, uite așa. Ăla pleacă cum trebuie. Cam așa. Ăla e, să-i dăm drumul la treabă, că oricum nu facem paie la sorg. E perfect. Salutare, Vasa Țopa, te pop, tati Petru Petri. Ola, ola, băieți. Hei, eu era Savu pe felie, Trebuie să-mi iasă și mie ceva sorb de aici. Dacă nu ne iese, am un bulinat. Că a intrat în depresie poneiul, aoleu. Ce-ai pățit poneiul? Auzi ce colaborare au ăștia de la CSGO cu Intel, că vor să optimizeze jocul prost, să nu-ți meargă bine, ca să poți tu să le cumpără de înainte să-ți meargă. Nu știu, n-am nicio informație, n-am auzit nimic de chestia asta. De Counter. Dar dacă mi-e Sparky, îl întrebăm pe el. Ceea ce constă Counter-ul, întrebăm pe el dacă știe ceva. N-am mai jucat Counter tot, nu mai țin minte. Nici n-aș mai putea să mai joc, am și un început de Parkinson, mai ales dacă mai mănânc multe lapte și beau banane de-astea. Bără, inversăm și cuvintele, inversăm tot. Nu te abona la canalul Cornel Nepex, aoleu. Nu mai spune Cornel, Cornel, nu mai zic nimic o dată. Supărat așa, amăgit cu dieta asta. Pe altă parte sunt fericit că mai mă duc la muncă toma duminică. Da, alea de ale noastre. E dor de un CSD, n-am mai jucat de când aveam părul negru. Ai jucat și tu, Savule, CS la viața ta?
Azi că bananele sunt proaspete culese, da, da. Nu luăm noi banane proaspete culese. Suntem prefecți pe banane. Aolo, ce dietă? A, mai la începutul live-ului am spus, m-a băgat nevastă mea la dietă. Pe bază de banane și de lapte. Dimineața mănânc o banană și beau o cană cu lapte. La prânz mănânc două banane, beau o cană cu lapte. Și seara mănânc 300 și nu știu cât de grame de iaurt. Păi, Verde e procesor. Noi muncim cu drag și spor. Pe al nostru îl patrie ogor. Hai, salut, măi, dragă. Hai, salut, măi, George Geo, bine ai venit. Ai venit pe stil de rimă. Procesor cu multă stimă. Faci grevă, nu te mai duci. Că da, nici nu începeam să fac dieta asta. Bine că ține decât 3 zile. Dacă mă duceam la muncă, îți dai seama că eu mâine dimineață și așa mâine dimineață. Nu știu dacă o să mă trezesc în pat cu dieta asta, să văd dacă mă trezesc, dacă ale. Haide. Am pierdut 15 ani din viață, nopți, nedormite, băi, mai taie de... Băi, Savule, mai taie de miele, mă. Până le-ai ajuns să te comande femeia, ai uitat cine e cocoșul în casă. Ha. N-am fost niciodată cocoș în casă, măi, Iulianului. La noi nu e pe tema cu cocoș, cu de-astea, cu mierele, cu mârlițe. Așa ne închipuim noi, da, dar mai văzut că de-astea care... Bine, s-ar putea să mai fie și cocoși pe la ei în casă, câte unii așa, dar să-ia care sunt... Dărupe femeia pe genunchi. Îi strâmbă botul de spui că și-a băgat botox numai în partea de sus sau numai pe parte, n-a avut și bani de restul. Aia da, s-ar putea să mai fie cocoși, dar așa într-o relație normală cu respect, n-avem cocoși, găinuși. Oricât am fi, nu e așa de șmecheri în viața asta, tot degeaba. Tot găinuși. Păi eu mai și latru de supat câteodată. Hai de cap, nu știu cât de rău sunt. Dacă îmi bagă degetul în gură și mușc. Am făcut o glumă, stai liniștit. De la zero, după s-au adunat orele astea, foarte bine. Dacă te joci și îți face plăcere. No, noi avem vreo 3 tractoare, mai sărim după unul pe altul, mai stai pe combină, mai una alta. A, uite și pe asta, am făcut 19,9 ore doar de recoltare. Câte ore ai pe PS? 1000 și ceva de ore am eu pe farming. Că-s acolo. În schimb, Cati are vreo 1300. Are vreo 300 și ceva de ore în plus de mine. Hai mă, lasă-te odată în jos, bă, băiete, bă. Vezi să spor la treabă cu tine. Mergi frumos, Gabi, cer, bă, mergi frumos de vizită, te bucă. Te apucă căcarea de la această dietă și trebuie ținută numai 3 zile. Băi, eu sper să nu mă apuce să stau pe toaletă, să mă au loc. Că dacă m-a luat cu daia cu statul pe toaletă, am mai pățit odată, dar dat o căcare de aia peste mine, mânca bastilul vostru. Băi, pur și simplu te deshidratezi. Eram în ceai că eu sunt o cârpă de aia. Mă ridicam după WC-ul, vreau să fac, făceam 2-3 pași și gata, m-a luat iar trebuia să mă pun. Mamă, stă, pe Titi să-l apuce-o de-asta, șofer pe tir. Ia zi, Titișor, dacă te iau o căcare de-asta, ai ne-i capul, dacă nu e belau cât ca să... L-a luat într-o dimineață pe un coleg de-a meu. Ai, mama mea, doamne. Și ușor mergea cu camionul, să nu dea prin dâmburi. Ne spui după dacă ai slăbit. Deci fii atent. M-am cântărit azi dimineață, aveam 88 de kilograme, 88,700, da? După astea 3 zile vreau să văd, dacă nu am slăbit cel puțin 2 kilograme,
Pe astea 3 zile care m-am sacrificat. După astea 3 zile ce bine? Ce azi? Luni, marți, miercuri, joi. Joi, ascultați ce mă spun. Mare live ce-l fac cu mare grătar. Mamă, era să rup și GPS-ul la John Dirolo. Am zis, dacă n-am dat jos 2 kg, haide, am gat. Ana Maria Negru, să te pup. Mare grătar ce fac. Am mă duc la magazinul românesc, la măcelărie, bam, 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 mi-au niște ceapă de aia frumos, așa o băgăm frumos la condimente, o lăsăm minim un 12 ore, 70 de caserole de mici, nu mai mult de două. Da? Și pe urmă să vezi, o iau și o păstrămioară de aia. Să vezi ce calul meu intru pe dietă. Intru pe dietă de spui că nu e adevărat. O fructe de coteț. Așa să se numește dieta mea. Fructe de coteț. Ce poftă mi-ai făcut? Ia mie spui. Eu deja am început să o visez. Dieta asta pe bază de porc. Pe bază de fructe de coteț. Nu, că după trebuie să mănânci sănătos, iubire. Tu ai zis așa, 3 zile trebuie să ai ambiții. N-ai zis ce urmează și după alea 3 zile, că dacă mai urmează iar vreo 7 zile de nu știu ce banane cu lapte, apoi îți spun eu ce, mi-l bag pe Vlăduț fix în dieta ta. Lasă-mă așa, tată, că ce drept. Ce câine sunt și ce șar. Vrei să ajung cea mai mare șarlă, dracu, potaie de aia cum e savul în pula mea, să mierlesc pe aia. Au, 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 au. Tot dracu de treabă, mă. Lasă-mă așa, măcar mai... Nu, nici ciobănez, măcar de ăsta, mai maidanez de stradă, așa, nici de recu... Chihuahua de la să tremură așa, să dea Parkinson în mine. Mamă, ceafă de porc așa, cu niște mici, cu muștar, gata, hai să schimbăm subiectul, Iulică, că e belea. E belea, mânca mea și micul meu cu ceafă, cu tot, că e deranj. Încep să muști din volanul ăsta. Nu, pâine mai puțină și fără prăjel și acaretul, las că știu eu la ave, dar asta zic și eu, iubire, dar să știi tu că pâine, eu dăm pâine, pot să mai scad. Și grătarul nu înseamnă prăjeală, înseamnă friger. Și e recomandat de doctor. Că nu mânca carne prăjită, dar la grătarul poți face. Te numai tu știi? Eu nu știu cum puteți, să mâncați scârboșenile alea, ceafă de porc, mușchiuleț afumat, pastramă. Nu știe? Nu prea. Prea de vegan, adică n-am plecat de acasă. Mă poți face să râd, da? Hai de capul meu. Chiar că nu știu. Hai de capul meu. De zilele mele. Mamă, când mi s-o strâmba ochii, se duce în fundul capului așa. Ai văzut cum e la filmul Terminator, avea un ochi de la... de lucea cu roșu, la mine lucea, știi, cu amândoi, când o... când o lucea amândoi ochii, pai de capul meu, dacă mă intra în frigider și zici că a venit, coboară urși la tomberoane, în Brașov. Când intru în el, îl devorez. Titi, câte kilograme ai în viu? Titi? Are puține kilograme, câte kilograme ai, Titi? Titișor? Nu știu, cred că... în viu nu știu, mort știu. Deja mi s-a întors stomacul pe toți, numai ce am auzit. Hai de ca mie spui. Mie nu mi s-a întors. Dacă îi pun degetul aceea pe stomacel, fac numai funde. Deci că și returi, așa e. Te tăpâne. Îți dai că o să mă condamne, și mățișoarele mele, cel mai mic mățișor. Zice, ce ai făcut, mă, mâncaia stilul tău? De ce mai trebuie după dieta asta să-mi dea o lămâie, știi? Și gata. Cred că am și eu vreo 80 de kilograme. Ia o lingură de supă și mă sapă. Cât ai? Vreo 80 de kilograme. Ai, mă, cum să ai tu 80 de kilograme? Dacă am eu
am eu 1,75 înălțime și tu n-ai răs ca mine, nici într-un caz, și să vrei, și cele mai grele oase ale tale, dacă le-ai avea la înălțimea aia, tu n-ai cum să ai eșui, n-ai burtă, n-ai aripioare, n-ai nimic. La 80 n-ai, îți garantez, tu nu treci de 74 de chile, ai și alea cu indulgență, dar nu treci. Da, Cornel. La mine ouăle atârnă greu. Nu, poate să atârne, de acasă. O să ai și 5 ani de zile de comunitate și să nu dai nicio labă, să nu alea și tot nu ajung la 80 de kg, ce drept. Am eu 1,75 și crede-mă că eu ca și cu structura așa osoasă chiar am, adică nu e să zici că n-am. Dar totuși, dacă tu arăți ca mine, e de naș. Ola Andreea Grama, ola. Cornel, până în august îți vei reveni la normal, nu? Bă, ce tu crezi că eu fac de asta cu august? De drag. A zis 3 zile, 3 zile. M-am lăsat eu de țigări, nu rezist eu 3 zile pe banane și pe lapte? Rezist. Dar am zis, dacă 2 kg l-am dat jos, am 88-700. Dacă n-am dat 2 kg jos în astea 3 zile... E sărbătoare să răsune muzica! Tararara-tam-tam-tam-tararara-tam-tam. Mare grătar, ce voi face în curte eu? Ei, crezi că s-a întâlnit hoțul cu fraierul? A zis, nu, că eu am făcut-o pasta cu nu știu, eu nu mi-aduc aminte să o fi văzut-o că mâncă ea atâtea banane și atâta lapte. Dar nu zic că n-a făcut. De săptămâna viitoare o săptămână post negru, aia ești, săptămâna viitoare, da, era, știi cum e. De săptămâna viitoare trecem numai... Fac și eu ca ăla. Mă schimbă-i culoarea, o dracule de culoare. Fac și eu ca ăla, zice, îl cheamă nevastă sa, pe bărbaxul și îi spune, uite, vezi? Vezi? Uite aici, instructorul meu. De la sala de sport, instructorul meu de fitness, fără burtă, fără nimic, fără alea, uite-te și cum arată. Îi ridică tricoul ăla, numai pătrățele, numai dalea, numai dalea. Și că m-a păcălit, mă, zice, m-a băgat așa puțin în spaimă, m-a păcălit, mă, alea, zice, m-am dus la sală. M-am dus la sală, acum după ce m-a antrenat ăsta și toate alea, zice, bă, hai să rămânem la o bere, ceva, no, că tot ne antrenăm, am început să ne cunoaștem mai bine. Am aflat despre el că... gay pasiv, alea, îi plăcea ciocănelul, bababam, cărnăciorul, nu știu ce, alea. Și am chemat-o și eu pe nevastă mea și am, uite tu, vezi, dacă el poate, tu de ce nu poți? E? Cam așa stă toată treaba. Formă de grătărel, da, da, să vezi ce post negru fac, na. Sunt cap de semnalul, am intrat în Olanda. Salut Corenele, salut Ștefan Ionașcu, salut Ticule Tempo, binevenit. Voi, s-am făcut și noi suta aia de lichene? Acum depinde de organism, asta zic și eu, organismul meu nu e organismul ei. A zis că 4 kg, că a dat ea, că eu am zis, băi, măcar 2. Dacă dau 2, măcar să știu că dacă fac o săptămână de grătar, mai pun 3 kg, măcar știu că sunt acolo. N-am mai luat în plus, știi, dar am zis, băi, o drec. Eu aștept astea 3 zile. Joi dimineață spă cântar. Dacă joi dimineață eu nu am 86-700, da? Iubire! Normal că e mai slabă ca mine, nu o fi cât mine. O sole mio! Ta-na-na-na! Asta e, băi, când te plictisești în viața asta, lasă-te pe mâna femei. Pune-i Cornel,
Când te plictisești în viața asta de ceva, lasă-te pe mâna femeie. Deci te pune atât de bine, te bagă în diete, te scoate din diete, te intri în post negru, ieși din post negru. Mâine pe mine zice că o, că face parte din dietă și să nu-ți mai dau fâznă. Numai alea bagi decât o dată pe săptămână, mi se duce dracu și mușchiul. Ăsta dorsal, marele dorsal. Gata. S-a terminat. Lași pe mâna femeii, mai bine mânci în continuare. Până am fost odată în club și a vrut o grasă de 100 de kilograme. Dacă n-am înțeles. Și a vrut o grasă de 100 de kilograme, mama, am fugit de acolo. Na, nu, nimic, mă, ce crezi că aia de 100 de kilograme nu-i și ea tot femeie? Și ea tot femeie. Și la 100 și la 200. Bine, la 200, dar la 100 tot mai faci ceva cu ea. Măcar că simulezi. Iei o frânghie de aia, o legi frumos de piciorul de față, bababam, o iei, o mai trântești. De ce zic? O mai, cum îi zice la lamă de, e acum de tai ăștia porci, orice fraier s-a apucat de tăia porci. De la electrocutează și la înjunghie, cum îi zice la lamă. Un căcat de la acolo. Îl iei, mai o scutură așa puțin, pică jos, iar o iei, o mai guiți o leacă, o trezești, dai cu apă pe ea. Măcar poți să faci pe tomul meu, de lei vă faceți până la auzi, nu vă mai recunoaște. Hai de capul meu să mă vezi pe mine, cum o să fiu, să am. Electroșoc, nu știu cum dracu zice la ăla, dar ai zice. Nu e vorba de puf asomator, asomator de la ăla, e perfect. Ai văzut acum că toți s-au apucat de tăiat porci cu asomator de cap. Până și ăla care de-abia știe, m-am uitat la unul tot așa pe YouTube, am mai și filmat, băi, când știi că ești prost în viața asta, nu mai te filma, că te filmezi degeaba, știi? A luat asomatorul ăla, banc. A picat porcul jos, ca să vedeți cât de prost a fost. S-a pus în fața lui, cu genunchiul, cred că a vrut să-i stea cu genunchiul pe cap, pe ceva. Și nu, ăla fiind acolo, săracul, zgâlțâindu-l ca pe toate arătările, cred că a deschis puțin gura și a prins puțin pantalonii, că s-a speriat de s-a căcat pe el, a aruncat și cuțitul și tot. De-abia l-a înțepat un pic pe porc și alea. Uleu, Doamne, dai seama dacă era ăla și nu... Nu era încordat acolo de curentul ăla, că îl mânca cu totul, îi lua tot genunchiul, cu tot cu picior. E singur pe fermă? Cum să fiu singur? Păi, Adam Cosmin, nu știu socoteala, fii atent aici. 20, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130 de oi. Da? Pe urmă, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 110 vaci, da? Plus, astea le punem la sfârșit, că astea cu 3, cu 3, cu 3, că ne dă cu virgulă. Pe urmă, iar 10, 20, 30, 40, 45, da? Și 10, 30, 50, mamă, uite câte avem aici. Ba, mamă, ba, 40, mamă, astea s-au dus la 40, mânca 30, nu să fiu singur. Toate animalele am cu mine pe sperm. Mamă, iubire, cred că s-a dus iaurtul în colon, mâncava stilul vostru. 101 like-uri, mulțumim de aprecieri! Băi, s-a asta comunitate, zic și eu, când facem 100 de like-uri în prima oră. Asta zic. Dacă mai facem și pe alea 50, să ajungem la 150, nu că suntem șmecheri, suntem și bazați. Asta zic. Mamă. Eu în ce am mâncat azi, nu știu dacă mă duc mâine la baie și să ieși ceva. N-am ce. N-am ce. Chiar n-ai. Și mi-a luat, băi, ascultați-vă ce vă spun. Alin Boitan, salut. Mi-a luat niște banane, nu știu dacă le-ați văzut, are la
La tadita mai ciorchinele, bănănuțele alea mai mici, din a luat și aia. Eu am mai văzut niște pule de alea de banane, ceea că e antebrațul meu mâncat. N-a luat și aia niște banane de alea. Zic, bă, mă, două banane de alea, zici că dracu, ai mâncat trei pui. Mai am niște bănănuțe de alea mici, mai ales dimineața când o mănânci pe aia mică, eu am zis, mai bine, pot să o mănânc cu tot cu coajă, măcar să știu că am ceva în stomac sau... N-ai. N-ai, mă, n-ai. Repede, hai să punem niște pariuri în cât timp se va duce Cornel la baie. Nu ne ducem la baie. Nu, o zice de asta. Titi, ca lumea, Titi cred că face dietă pe bază de bere, că el așa slăbește. Mamă, deja sunt 90%, bă, de... și că vine și ploaia peste noi. După 4 ore jumate. N-am văzut, bă, că n-am de ce să mă duc la baie. După 3 banane și 2 de-astea, 2 cânt cu lapte și 375 de grame de iaurt, eu n-am cum să ies la baie, că n-am ce. Păi știu, socoteala, ce aș putea să ies eu la baie? Să mi se mai dezgredinească ceva după o lună, după ceva, dar în rest, na. Ce filosofie o ai acolo să mă prind eu cu asta? Nu. Să mai am vreo frunzuliță de pătrunjel lipită pe undeva de leușteanu, să doarmă precum leușteanu și eu să nu fi băgat-o în seamă până acum, nu, n-ai. Pizza aia de-aseară, da, aia de-aseară, da. Aia s-ar putea să iasă, numai că aia cred că am scos-o azi. Cu astăzi am fost la baie. Astăzi chiar am ieșit, dar mâine... Eventual să scap niște gaze. Mă sune Putin să zică, băi, ce faci, băi, ăsta? Faci o ilegalitate cu gaz natural, cu alea. Mă cere Austria pe mine, nu mai vrea gazul din Marea Neagră. Mă cere pe mine dacă fac dieta asta pentru vreo câțiva ani. Mâine seară, mâine de dimineață. Uf, Doamne. Ce bine l-a recoltat, imediat recoltez. Să vezi acum când om începe să facem terenurile astea, să alea, să tale, să tale, atunci. Atunci să vezi nebunia dreacă. După ce închizi live-ul, te bagi repede la somn, că nu te văd bine. Da. Vreau să că eu nu pot să dorm, dacă pe mine mai ia foame, eu nu pot să dorm. Despre ce vorbim? Dar mai am o idee care ți-ar putea să combată foamea. Deci dacă nu mă ia somnul, iubire, până la epuizat. Iau amintirile. O, nu am. O să mă ia și amintirile și toate alea. Doctorul nu are cablu de la piscină seara asta? No. Doctorul cum mi-a lăsat mie varul și tare pe aici pe fermă, n-are. Salutare, Cristian, te pup, tati. Deci la muncă, aoleu. Olele, muică! După ce termină live-ul, se duce direct la frigider. Nu mă, că vreau să țin astea 3 zile, am zis, nu mănânc. Nu mănânc absolut nimic. Bebe, să-mi aduci și mie niște apă, că am terminat sticla asta. Vreau să văd dacă e ok. Dacă e ok, știi ce fac hormonul? Mănânc ce vrea țambrica mea. Și până mă bag 3 zile de dietă de asta. După 3 zile iar mănânc tot ce vrea țambrica mea. Iar mai bag 3 zile de dietă. Înțelegi tu ce zic? Vreau să văd dacă merge. Dacă nu merge și n-am scăzut 100 de grame, e bine. Ce ai zâmbetul ăsta pe față? Ai zâmbetul pe față?
chestie mai vai. Nu mă vai, cu realitatea măcar să știe lumea dacă mor, să mor dreptul de ceva. Am ținut și eu și n-am murit. Lasă cu eu. Ha, ce tu? Nu o vezi ca pisica și îmi spui de tine. Eu n-am una singură și aia dacă e întreg. Auzi, zic că am ținut și eu, dar n-am, bă, eu... Bananele 3 pe care le-am mâncat și dăm iaurt și dăm lapte, pe laptele. Laptele nu se pune. La ce? Nu ține de sete? Dacă bei lapte, nu. Ține de foame, este? Merge treaba, merge, merge calma. Portați iau apă în loc de cola, dar nu mai am. Mi-a venit apă în gură de la cola. Simt că am slăbit. Vorbesc la modul cel mai serios. Era bun un cola, era, nu? De banul ăsta, că să-l dau eu. Las o seară faină, vă doresc și la cât mai multe like-uri. Mersi frumos, Cristian, te pup, tăt. Dă-i bani ca să-mi dau eu. Fugiți picioare că vă cacă, auziți ce fugit e? Luați viteză că e bălea. Până la încerci cu dieta lotică, dieta cu bere, să vezi dacă merge, nu. Nu pot să încerc dieta cu bere pentru că nu pot să beau altă. Și pe flori, și a urmă, ale, ale. Mie nu-mi place ceaua, mă, nu foarte rar. Mi se pare la genul cu spiritul, ca totodată. Ce, și a urmă? Nu, nu e bine. Așa pare. Nu, e bine, nu. Aia nu pot să zic că mai fost. Dar nici moară. Nici uman nu arată. Arată și într-un fel, este? Oooo, Vasile Lugologan? Mamă, băiete, eu... La mine pe terenul meu de iarbă. Mersi frumos, Vasile. Pe terenul meu de iarbă. Gata, te-am terminat și treaba cu recolta. Acum ne băgăm la treaba cu Valcea. La mulți ani, Vasile! Bună seara tuturor și spor la like-ul de la Cristian. Cristian, salut, Cristian, mersi frumos. Bun. Partea asta am terminat. Hai să ne spălăm și noi asta puțin. Să lăsăm aceea în timp, așa, să-și facă menurile. Să mergem data viitoare când Mical l-a recoltat, să mergem un pic, să reparăm, că e deranj. Nu, dar mă fi de rău, mă fiu. Da, să gândim pe mine. N-am bani, o fermă, când m-am pus pe mine poftirea la federul ăsta și dată. Urmă, dacă stăm cu timpul bine, luăm și nutrețul ăsta în silozat să lucrăm acolo unde trebuie să lucrăm. Cu toate că mă interesează o chestie. Nutreț în silozat, 455, 457. Și se duce până la 564. Cu toate că... Cred că aș vinde puțin de mult.
prețul ăla în surdă. Să facem și noi niște bani grămadă. Ăsta merge la noi la fabrica de pălină. La fabrica de pălină. Ai ceva cu buzunarul ăla? Așa l-a înghezat pe el. Înghețată. Nu e bună, cu lapte, cu iaurt, cu dar nu e. E dulce, nu? Dulce, mă. Salut, Alexandru Domoco, salut. Aia e dulce. Bă, o dracu, dă treabă, 3 zile, mă, Boca să trăi, salut, Boca, salut. Trei zile, dă o dracu, dă treabă, mă. Ce mai e 3 zile pentru mine? Da. Băieți, am spus toată făina și am depozitat-o aici. Toți paleții ăștia de făină. Nu avem nici preț. Bucătăria am băgat aici, ca la balamă. Rămâne să facem făină în continuare. Punem și la prețul meu. Că până decembrie ar fi prețul la făină destul de ok. 1380 deja în creștere și că duce până la vreo 2000. Până decembrie ajunge la cote maxime. Noi suntem în august, îl mai ținem așa că nu ne deranjează dacă le mai ținem puțin pe mapă și le vindem atunci. Se pare mie să mai slăbit cornul. Este? Se pare și ție, nu? Zahărul am mai băgat pe aici pe partea asta, cu toate că am putea să vindem puțin zahăr. Te-ai gândit să faci ceva serie cu altceva? Nu. Deci aș face serie cu alt youtuber. Ce alt youtuber a făcut vreo serie cu mine și eu nu știu. Alt youtuber. Ne respectăm colegial. Salut dacă vrem să ne vezi bine. Dacă poți să-i numești pe toți youtuber. Nici eu nu pot să mă numesc youtuber, dar nici alții, da? Toate că au canalele, Doamne ferește, de bubuie canalele pe ăla de subscriberi. Dar nu. Fiecare strânge comunitatea lui. Nu poți să faci serie cu alți youtuber și să ce serie să fac? Să ce? Să ne promovăm unii pe alții? Să ce? Cum a mai fost făcut? Cum au crescut alții mari pe alții mici? Și acum să baite pe aoleu, nu știu ce. Ai ce să faci cu alți youtuber, serie cu alți youtuber? Dar nu trebuie. Serii de-astea. Așa, ne băgăm și asta la treaba lor. Remorcuțele. Nu vezi că la noi, în loc să fie comunitățile unite și alea, nu e așa. Toată lumea să mănâncă de cur între ei, toată lumea să ceartă. Eu ce vă explicam la mine pe live-urile mele, că n-am nevoie de nimeni și de nimic. Decât să fiu arătat cu degetul că ăla m-a crescut, că ăla a făcut și că ăla s-a zbătut pentru mine și că dacă n-apăream pe live-ul nu știu care, nu existam și că dacă nu făceam aia nu mă căcam în sus și nu alea. Mai bine fac ce pot. Dacă e să cresc, cresc. Dacă nu e să cresc, nu cresc. Eu sunt mulțumit cu ce am, cu comunitatea care o am lângă mine. Atât timp cât eu îmi fac treaba și alea e cel mai bine și cel mai indicat așa. Bun. Acum hai să-l lăsăm pe ăsta, că n-are rost să-l luăm după noi. Toate că aș fi vrut să fac chestia asta, dar n-am. După sorgul ăla trebuie să băgăm El Disco. Toate că ar trebui să băgăm
Să băgăm plugul, că nu văd absolut nimic pe acolo. Dar, da, știi cum e. Știi cum e. Așa, dacă aș da pe ăla, ba, ba, bam, să dau cu plugul pe urmă, să nu, nu, n-are, nu merge nici așa. Hai să vedem ce zice ăsta aici la creștere, zice că e recoltat, nu cere, nu cere de arat, necesită cilindru. Da, luăm așa și mergem și băgăm direct discul pe ele și vedem pe urmă. Dan, Toma, te pup, picle, bine venit. Vendeta, aloha, aloha, vendetule, ce faci tu, vendetule? Terele, terele, terele. Luăm pe ăsta, îl tragem de el pe panta aia pe acolo. Facem câteva ore pe el. Când l-am băgat, am 38,8. Hai de cap. Îl alimentăm. Corect, corespunzător aferent. Alexandru Mincu, salut, salut. De tine e talentul ca de obicei? Aole, ce talent ai mai găsit? Până ce alege dintr-un BMW M3 E46 CSL și un BMW E30? Și ce aș alege? Aș alege un Volvo ca să nu mă duc sus cum aș vrea eu și ce vise am, să mă duc la XC90 în 2019, dar m-aș putea duce cu ușurință la un Volvo S90 din 2019, un R Design, da? Un T8. Da? 276 de iepe, frumos, mare, balenă, confort, decât BMW. Nu plac BMW-urile. Singurul BMW care am văzut așa până 2019-2020 și alea ar fi un 330, da? Avantul, care e un break destul de ok, destul, dar în rest nu. Nu vreau. N-am ce face cu el. Aia nu prea, ola. Și Mercedes-urile sunt ok. Și Mercedes-urile au fost ok, da? Nimic de spus. Ce mașină vrei să iei pentru seria de roleplay? Am luat mașina, tati, o să vedeți la momentul oportun. Când o să vină episodul, o să vedeți ce mașină și-a luat patru. Dar ca să facem așa un sondaj de opinie, hai să dăm acolo pe chat, să vedem cam ce mașină credeți că mi-aș lua eu în seria de rol. Având în vedere că eu am luat, o știu, să văd voi ce ziceți acolo. Un Golf 519, tot de 140 de cai și 4. A, am văzut că alea, da. Au fost mașini bune, băi, au fost. Clar, Duster. Un Volvo. Mașina care avea fostul primar. Deci, ca să vă dau un indiciu, e clar nu e BMW. Ca să nu mai scrieți acolo clar nu știu ce, clar nu știu cum. Aia pe care ți-o permiți. Pick-up ceva gen Amarok, ceva Urus. Cum ar fi? Să-mi iau un Urus cu UTB-uri în curte. N-ar fi de dară sub curciu. Nu le spun, nu le spun. Dar ai cu Urus în fermă?
Cine n-a fost acolo să vadă episodul de roleplay, vă invităm să mergeți de dimineață. Uite, vei mergea Aro? Range Rover. Ceva de la șerif? Băieți, mai îmi bateți capul cu șeriful. Atât de tare m-am plictisit de numele ăsta, vă spun că nu-i adevărat. Chiar nu vreau să-l mai văd pe acela. Scris toate alea. Nu și are rost. DX7 Lada. Gata, vedeți. O să-l vedeți, băieți. O să-l vedeți pe, pe mașină. E un SUV sau berlină? Ei, și puțin iar. Da. Dacia 1310. Aia a fost o luptă cu cum aia. Da. 1300. Forever Pup Dacia. Aia oricum nu o să plece de acolo, băieți, aia oricum rămâne. Rămâne mașina. Mașina care a făcut furori. Ravan. Hai, ducă bună. Credem că dacă ar fi moduri ăștia care fac din moduri, nu doar copiază și fac anumite picate, că facă moduri de la A la Z și să scoată așa niște modele de-astea vechi, dar bine lucrate. Uite cum n-am nicio treabă cu ăsta, vreau să-l cup în salam pe lezi, dar chiar a făcut niște moduri ok. Am văzut și eu acum clipul ăla care ai condus TV-ul. Ai descurcat de minune. Este? Hai, ducă bună. Căruță cu cal. Gata, gata, nu vreau să aprind de Veronica, că e jale, dar ai jale. Aia zic, atât acolo și două zile. Să ne dăm toate sfințe asupra frumoase, interesante și altceva decât de la alte canale de rol. No, eu zic că nu știu altceva, altfel de rol. Să bine că mi-ai amintit că... Aaa. Da? Poate e o vendetă. Vendetta, fiți iar drifturile ale dracu să-ți fie. Vendetule? Da. Alții nu există roleplay, nu. Nu vreau să scot termenul ăsta, că nu există roleplay, fiecare își face treaba cum știe Alexandru. Fiecare își ia termenul roleplay cum știe el să-l facă mai bine. Măi, dacă stăm să ne gândim la Cornele, salut Georgian Rotaru, salut, că te pot bine vedea. Toyota Hilux. Cu asta gata. Toyota Hilux.
Cate, joacă și ea cu tine? Bă, nu, ea joacă o singură, ea are echipa ei. Are serverul ei, făcut de mine. Așa se face. Așa se face, fiecare se descurcă cum poate și cum știe mai bine, exact. Nu neapărat, Cate, poți să fii și personajul din viața de zi cu zi, transpus într-un joc. Mai rar, pentru că nu toată lumea face în viața reală parte. Da, 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 Cornel, vă urez o seară bună. Mai bine multă sănătate tuturor și mai bine încă o dată la multe ani pentru să vă părăiți ziua azi și de respect pentru ce să iați să vă părăiți. Yes, simți da, mă, da, nu e, e Sfântul Vasile, Sfântul Ion, Sfântul Ierarhia. Și ăștia sunt ei atrei. Da, da. Ion a fost, Vasile a fost, cine mai e? Noapte bună, Adam! Mulțumesc frumos! Păi dar e normal, măi, Alexandru, normal că vom pune pe bătrân, că aia trebuie să facă 4 ani, dar mai bătrân, tăticul, bătrân, tăticul, mă? Titi, unde este? La treabă, mai avea, nu știu, 100 și ceva de kilometri. Ajungă la garaj, omul trebuie să ducă și el să-și bage, nu știu ce. L-a spălat haine, nu știu ce, pe acolo, să-și pregătească și el ceva de, de has pentru seara asta și... Ala-i? Acum cred că e singura șansă a lui Titi să-și bată joc de mine cu mâncare. Spuneți voi că viața reală, când fata de la țară al Cantii Basilica, la lumea pozitivă, să mărită, ăștia nu trag pe genere. Spuneți cu mâncare. Nu-l pune la muncă. Raul a greșit că și-o luat o nevastă de la țară. Mai târziu vine? Dar putea să vină mai târziu, da. Nu, și să vedem cât stăm și noi. Dacă o să termin terenurile astea pe aici, nu prea mai am ce să mai cumpăr, ce să mai... Da. Eventual, să cumpăr ceva sau, nu știu, vedem. Hai să vedem dacă ne-a băgat ceva pe aici pe la asta, nu avem decât un plug. Sora mea, sora mea. Unde am? Astăzi. Puteți face un episod cu? Dar cu romanul este episod Alexandru. Cu romanul? Vorbesc. Hai, dai seama că nu o să mă joc doar cu de utilaj, eu sunt tot să facem. Nu știu dacă ați observat, dar la noi nu prea e acțiune gen foarte mult lucrat cu utilajele sau cine știe ce. Da, mă, nu vreau să mai comentez de chestia asta. Chiar nu mă interesează, fiecare se uită unde vrea, fiecare face ce vrea. Nu stau să le deschid eu mințile, cred să iau mă la așa. Vreau să dă treburile tale și... Salut, bine, ia bine, salut, ajută, bă! Dacă Ati vorbește din dulap sau stă într-o parte acolo și vorbește și el. Mie mi-a microfonul vocea din față și ei din lateral nu ia, trebuie să vină vocea așa, să ducă prin cameră și pe urmă să...
Fiecare face ce vrea, bă, băiete. Cu asta, o asta. Aude de zici că e în dulap. Te faceți cum mai sunteți? E bine. Liberi acasă. Eu pe dietă. Bătaie de joc. Mă rog dacă nu-i bătaie de joc. Mamă, ce zice lumea că nu știe că dacă așa e? Eu am vrut să țin, că am zis nu. Ascult de tine, dar nu mai e ultima dietă. Dieta de ce? Dieta de după banane și lapte? Nu ți se pare că am început să slăbesc vendeta? Dați dimineața, ții. Dieta de frigiderul, lasă-mă pace. Nu trebuie să-mi deschidem, că adesea te iese frigul din mine. Nu, nu. Bă, mai aveam un teren, văd, de recoltat, vă știți? Că am zis că îl recoltești pe ăla, nu m-am mai dus la el să-l recoltez. Ăla cu rapiță. Ai slăbit la minte și auzi eventual de la dietă, da, da. Salutare, Cornel, și tot respectul la Dumitru Cosmin Dudescu, salutare, Cosmin Dudescu. Parcă ți s-a tras nasul, da, da. Andrei Zmadici, salut, salut, bro. Boys, facem și noi lichenele alea acolo, facem și noi 150 de like-uri pe seara asta sau nu facem? Alberto 12, salutare, patraulea, salutare, salutare. Uitați acolo, s-a apăsat și pe butonul de like acolo, să intrăm și noi, pe care am puțin recomandat acolo, Răzvan Maftei, salut, salut, Răzvan, bine. Ia uite, 125, mai avem 25 de lichene și gata. Izabela Martinez, bună seara și spun la muncă. Bună seara, doamna Izabela. Mulțumim frumos. La dietă să mănâncă numai pomana, Părescule. Tu vrei să mi te cipezi cum ai golful la cipat? Golf 519 TDI, mi te cipezi și pe tine, o să fie Tătulescu cipat. Stage 3. Cu filtru de aer, cu toate alea. Mamă, dacă ești la dietă, le vedem de acum, o patraulea, împleticindu-și picioarele pe rol, păi da, îți dai seama. Auto-l și pe ăsta la auto. Cuclea, te găsește toți, dragi. Bine. În pâine te găsești. Câtă muncă, câtă muncă. Vreți poză pe grup? Tătulescule, gabata. Ți-am zis. Love you. Oh, a beautiful friend. Apropo, super faină ideea cu TB-ul abandonat. Salut, Mike Van. Le-am mâncat alipere picante? Ia auzi. Eu cred că Savule, cred că i-am mâncat și altceva pe lângă alipere alea. Și nu zice adevărul. Ispitelor, lăsați omul că e la suferință. Asta zic și eu, Marusica, ce îmbășel, sunt la suferință și avem ăștia să mă frece aici la melodie. Păgam firea, el drept cu Savule să fii. N-ar mai ieși din tine aripioarele alea.
Nici aripioarele, nici văduci, să nu iasă din timp. Ți-ar fața aia dracu să fie de patruped. Auto-l și pe ăsta la altul, gata cu mâncarea că îi faceți poftă. Vendeta? Nu vrei să intri și tu la dietă? Dumitru Costin, salut, salut. Hai dracu, am intrat și eu puțin la dietă, gata, v-a găsit că mănânc aripioare, că și-a orme, că nu știu ce, gulașuri în pâine, că nu știu ce, alea. Nu vrei și un hot dog? Veniți cu pâinica așa că am hot dog-ul gata pregătit. Stavule, ia așa, te-ai cuiotă cu peliuță de pâine, dacă mai scazi din pâine, hot dog-ul primești cu trec, știi? Nu cu prea multă pâine, că n-avem să-ți dăm atâta muștar. Îți dăm acolo. Mai eu nu-ți fac poftă, fac cartofi prăjiți cu murături. Să pun poze cu Șoriciu pe grup? Șoriciu după ce? După Vlăduț al meu? După ce Șoriciu? Vezi că eu sunt prost să mă uit pe grup sau ce? Părăs Mocanu, bună seara, NPX, spor la treabă, mersi frumos, mă răsc. Nu-ți plac hodorogii? Alei, că nu vrei să-ți placă. Să simt. Șoric cu-n dinți. Da, Dumitru, am văzut că mă atacă. M-a luat, mă ia în buză. S-a avut, nu mai zic, că de când am dat drumul și am început cu dieta, m-a luat în gură până acum. Mai are să mă ia în funduleț și ăla, i-a terminat. Văd că-l urmează Florin Coclă. Nu să-mi fac, să-mi bag hainele la spălat după intru și eu, ok? Ce zice Maruș de Mărșel? Să afli numai culturul de măr în burtă și tu visezi la șorici. Aole! Te pup, Maruzică, te pup! Mamă, Savule, să mă nu ți-a dat? Ce vorbești, mă? Ăsta a fost hands direct în careu. Hands în careu a fost ăsta. S-a mărat viața mea dacă n-am. Aia zic și îi bate foamea în stomaca tancurile în ciciu și el îmi zice de șorici. Asta ne treacă, mă, ne obosi atâta, mă. Ia uite că era să vină și iaurtul meu pe ea. Cotor, nici aer n-am. Ce e cotor? Semințele alea de la cotor. Cotița aia de ține morul. Auzi tu la el. O dă cu șorii, cioace. Slavule, tura asta ai luat-o din toate direcțiile. Oh, oh. S-a strigat K.O. Oh. Salut, Alexandru 2004. Salut. S-a strigat linie, jackpot. 6 din 24. Și-mi vine câteodată ca să plâng. Mai avem puțin aceea, mai 2-3 brațe și am terminat și de recoltat și de preparat terenul și de fai de capul meu. Băi, cum fără și noi cu like-ul ăla? Mai ne apropiem și noi de 150 sau nu ne mai apropiem?
Mi-i fruzuliță, oi, o lucră, ta-ta-ta-ta. Că ce face țiganul când e foame? Vă știți? 131? Mamă, 19 lichene, voi să haideți acolo repede, pe forță, să dăm 19 lichene. Ce foame mă apasă, da 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 da. Și după 3 zile dansează, dansează, pe mama dreacu dansează. Unde dreacu să dansezi? Ai văzut tu că dansează? Dansează. Băi, vă dați seama ce salt am făcut eu de la a te coborâ seara, 11-12, la bucătărie, să vezi ce mai mănânci, ce mai pui seara la cară, să vezi dacă slănina mai are același gust cu usturoi, faci încercarea dacă și cu muștare la fel și să sari ultima masă la ora 6, deci acum o oră și jumătate, da? Să sară la polul opus, nu se poate așa ceva, mă, ca vă spun. N-ai. V-am zis, dar nu mai fac greșeala asta, mai mă iau eu după o femeie toată viața mea, pe dietele ei. Auzi tu, diet. Încă un colț de pâine cu sos de limbă, bă, n-auzi că nici pâine n-am voie să mănânc. Gabriel Bolan, salut, sunt nou, salut Gabriel, bine ai venit. N-am voie pâine, ci că mai rărim cu pâinea, mai rărim cu mâncarea, mai rărim cu chefuna, mai rărim de tot. Cum sunt de greva la stomac, să-l vedeți pe T-Rex cu oameni în frigider mâine dimineață, n-a dat grijă. Ți-am zis, nu s-ar arate frigiderul, zici că a cumpărut turșii la Tomberoane, în Brașov, ascultați-mi, că dacă mă rau foamea, eu nu, că la mine se termină toată de aia, n-am promis nimic. Salut, de ce n-ai optat pentru un John Deere? Opter seria, varianta cu 450 de cai. Pentru că nu am cum să optez pentru el. N-am de ce să optez pentru că dacă te uiți și fac așa mapa asta mică, vezi? Ca și cum ar fi o mapă normală, cam atâta e. Ce aș putea face cu ăsta? Puteam să-l iau atunci pe ăla, opterul, când mi l-a băgat la ofertă, dar nu are nimic. Nu-s glad, salutare de cred, de cum. N-am la ce să le folosesc. Am zis că o să mă uit după mapă, să văd, poate o schimbăm pe asta. Dar am zis că vreau să mai termin ceva, mai am porci de luat, mai am vreo câteva fabricuțe, am zis că vreau să duc la finish, adică la genul să mai cumpăr din terenul, la genul să am toate terenurile și să vedem dacă putem să o ținem în picioare, știi? Da, de că intră și Titi, intră și eu, intră și așa, dar... Dacă o să dar mie nu prea cu pilajele mari. Dopterul. M-am urcat în el în viața reală. Locul, salutare NPX, salutare chat, salutare locul. M-am urcat în el în viața reală și nu am urcat la imens. E mare rău, să mă, viața mea, dacă nu e mare, extrem de mare, n-am ce să fac. Ala trebuie să legi după el. Tot felul de magawai de alea mari, că alea nu mai ce face. Dar pe mape de-astea micuțe mai stai, mai te relaxezi, mai... Nivel de dificultate mai mare, mai înghesuite, fermele, mie așa îmi plac. Cu toate că treaba asta înghesuită care îmi place mie provoacă și lag, pentru că sunt texturi lângă texturi și când îți încarc odată, îți încarcă 70.000 de garaje, 70.000 de utilaje și nu e destul de ok pentru că nu-s răspirate de colo-colo să fie împărțite pe mapă. Dar, n-am, așa îmi place tare, nu să mă joc, n-am cum să nu ales să... Aș fi putut să mă... Eu am încercat, uite, am luat No Man's Land, ne-am luat utilaje mari, ne-am luat tale, ne-am luat tale, ne-am luat tale, lalte, n-ai. Aveam terenul unde stăteam două zile pe un teren. Dar nu-mi place, nu. Îmi place mai mult cu astea mai micuțe, așa cu alea. Dacă mă pui cu unul care are o singură de-asta, o să donez? Nu. Nu dona Gabriel, bă. Donatate că nu putem aici pentru donații, unul la mână și doi la mână, dacă ești domn așa, să-ți mai zic o chestie.
întrebările astea cu poți să donezi, am mai avut asta. După timpul când eram pe Facebook, poți să-ți dau 10.000 de stele, boss, dacă îmi pui melodia aia, îți dau 15.000 de stele, boss, dacă nu știu ce, să știi că la mine nu prea merge chestia asta, nu știu ce vârstă ai tu. Dacă vrei să donezi, bunezi tu că vrei să donezi și nu întreb absolut nimeni, da? Dar în genere, majoritatea care întreabă poți să donezi, întreabă la OHA, știi, să vadă ce zice el la mă, ce zice el la mă, donezi și eu ce-ar trebui să zic acum? Adonează mâncați, ai stilul tău să țin mănânc, doni, n-ai ce face cu banii, ia donează. Adonează să te văd. Păi la 3090 îți face lag, da. Da. Ai impresia că 3090 e cine știe ce. N-a ieșit 4090, seria 4000 loco, crede-mă că am genunchiat 3090 de l-a făcut vărsă. Pe toate le îngenunchează, știi ce au făcut ăștia de la Nvidia? Ce a zis, bă, plăgi video, da? Bun, ce jocuri este, ce are? Ați văzut că de la un timp încoa începe astea cu să sară în sus? DirectX nu mai era 9, a sărit la 11, pe urmă a sărit la 12, pe urmă nu știu ce, imediat se schimbă DirectX cu motoare grafice și nu știu ce, și toate alea. Ai venit, prezi frumos, Titi, acolo, te pup, tati. Dar rămâna mult de donații. Bă, și nu mai întreba, bă, să-ți răspund dacă vreau să nu, ia uite, mă, și pe asta mică ce buze are acolo, tu vezi, că dacă îi dai clăteia jos, te și spui, ei, mamă, ce ai fata mea acolo? S-a deschis operația. Deci, să nu mă mai plâng de 3060 TI-ul meu. Nu, nu te plânge. Asta fac ei, ce fac? Vin și bagă, câte de când ai ieșit seria 4000, câte update-uri ai? Îți spun eu, 7 update-uri de drive, de placă video. În 7 update-uri se simte considerabil cum au scăzut FPS-urile și cum scad FPS-urile. În orice joc. Da, pe urmă depinde și de setări, depinde și de sistem, cum e făcut sistemul, cum nu e făcut, cum alea. Mulți are calculator doar pentru streaming și calculator doar pentru joc și scoate tot așa pe placă de captură. Eu fac și streamingul și jocul cu același calculator. Înțelegeți voi? Adică, no, mănâncă mult mai mult. Uite, de exemplu, hai să facem așa. Facem așa un studiu de caz, nu știu dacă se vede la voi, nu se vede la voi. Mie spune în felul următor, că mănâncă din CPU, adică din procesor, îmi ia 16%, GPU îmi ia 88%, GPU clock în momentul de față la 1950 de MHz, memory clock la 9500, GPU temperatură la 70 de grade și rămâne stagnat acolo, fan speed 2300, GPU power îmi ia 382 de W în momentul de față. Înțelegi tu? Că orice ai face, tot dracule, dacă vor ei să o scoate, bun, și farming-ul ăsta oricum nu e optimizat, nu e un joc care e optimizat. Nu e un joc să zici, mamă, optimizarea de jocul ăsta de nu știu ce. Nu, la ce au ei pus ei pe aici, practic e un farming simulator 19 puțin texturat. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Sunt oameni care le merge farming simulator 19 pe calculatoare, dar nu le merge 22, de ce? Salut, Cosmin BTR. Tocmai din cauza asta. Da, și eu am tenis, am făcut și câteva setări pe acolo. Am schimbat anumite chestii. Mamă, dar am dat discul ăsta să ia norul ăsta până mâine. Dacă nu-mi dat OBS-ul sau stream-ul direct cu placa video, să folosească de ea, nu de procesor, să suportează mai mult placa video. Da, dai să. Mă gândeam să schimb cu 3090, cu 3 monitoare, am un Ryzen 9 5900X, tot am cădere de FPS-uri pe hărți de gen. Da, o să ai pe toate chestii o să ai. Uite, m-am uitat într-un program acum și îmi spune în felul următor că placa mea video intră în bottleneck cu procesorul 17%, pentru că mie, ca să nu intre în bottleneck, mi-ar trebui nu 10.900K, mi-ar trebui 12.900K. Dacă să trec la 12.900K, îmi trebuie să schimb placa de bază.
Ce deci a făcut Intelul? Intelul face 70.000 de socket-uri, doar ca să schimbi. Când vrei să-ți faci upgrade-uri, îți faci upgrade-uri, dar schimbi și placa de bază, știi? Și cam asta e. Următorul calculator pe care o să mi-l fac, o să fie un AMD. Ce ține de procesor. Cu răcire pe apă cum trebuie, ba ba bam. Și să am posibilitatea să fac update. De ce? Pentru că ați văzut la AMD, e AM4 care a stat ani și la rând, care nu i-a făcut alt socket. E AM5 acum care tot la fel. Și ăla o să stea, nu o să schimbe prea curând în niciun caz. Da? Și cam asta e toată treaba. Bun. Hai să schimbăm tractorul. Dar până schimbăm tractorul trebuie să ne uităm puțin dacă avem cu ce face treaba aia pe care m-am gândit eu să o facem. Mergem la animale. Și vedem așa, îngrășământ lichid 23.855, deci nu avem. Îngrășământ lichid, nu avem. Nu avem îngrășământ lichid. Și decât la astea avem... Să vedem ce îngrășământ avem noi aici. E, 46.000. Hai să încercăm să-l dăm pe ăsta. Că ar trebui să am un 3070 și aici, de puțin să nu fac battle neck-ul acela. Da, tu ai 5900X Ryzen 9, e un procesor foarte bun. La tine placa video e mai mică decât procesorul. La mine zice că procesorul mi-ar trebui mai mare ca să fie la asta cu placa video. Dar pentru ceea ce mă joc eu deocamdată, o stau să-mi bat capul. Nu are niciun rost. Ăștia nu fac altceva decât să încep să scazi. Încep să nu știu ce, să nu știu cum, să alea, să alea. Aici vă repet, cea mai șmecheră placă video care a existat vreodată a fost 1080 Ti. Tot aia chiar a ținut. Cine și-a făcut configurație anii trecuți cu 1080 Ti și cu procesor, cine știe ce pe acolo, 6700, 7700, 8700K, cu toate că cam 8700K ar fi fost puțin cam overkill pentru placa aia, n-au avut treabă. Să vedem dacă ne ajunge pândelul ăsta, să dăm și noi măcar un teren cu pândel. Dacă nu ne ajunge pândelul, e belea. Măcar să-l dau pe ăla mic. Ce-ai pus, mă, pe grup? Stai așa că mă uit eu acum, deci da, fii atent. Ce spun eu, Savule, că nu m-am uitat pe telefon, acum mă uit pe telefon. Dacă ai pus o poză cu șorici pe grup și nu ești tu cu poza aia, când bagi șoriciul în gură și ai pus o poză care ai găsit-o pe internet, fii atent ce spun, ca să nu știi că nu deschid telefon. Voi faceți o mică confuzie, AMD este special pentru rendering și gaming și Intel era făcut pentru cu totul altceva, dar când a văzut că gaming-ul crește, au încercat să facă și Intel, asta zic. Dacă e altceva și nu ești tu cu șoricul în gură, Savule, te-am șters și bani direct, da? Bun. Tete Tulescu care a pus aici nu știu ce cărniță cu o măliguță. Unde e mă aia? Unde e poza cu șoricul? Pune poză cu tine când bagi șoriciul în gură. Hai. Pune poză cu tine când bagi șoriciul în gură, că chiar m-ai enervat cu nervi. Eu sunt, e de ea, hai, pune poză să te văd. Te văd pe tine. Când stai cu farfuria aia, aceeași farfurie cu șoriciul așa în gură. Hai, pune ca să
să mă conving. Fire al dracu să fii tu. Ai pus? Ia-mi. Ai zis că a pus. Unde ai pus, mă, fire al dracu? Se încarcă? Unde se încarcă? Că nici nu apare. Aștept. Urc și o panta asta pe aici? Sau nu urc? Hai, tăticu, la deal cu tine! Tavule, presim că seara asta o să dor cu Vlăduț. A vrut să nu te apuci de editat acum. Știi că o salvezi și mă uit la ea și văd dacă a suferit editor sau cine știe ce și ai belit pula pe omul dacă a suferit editor poza. Te lo juro! Alta, pe care dacă scap de terenul ăsta să nu mai plătesc fertilizator de la noi din buzunar și luăm de la animale, e perfect. E țais. Da 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 da. Da bun cu aia left the chat. Left the chat. Da bune. Postat? Da, așa. Ajungați în cap. Cu carici în gură? Ia. Auză-l, mă, cu carici în gură. Fii al dracu să fii tu cu carici în gură să fii. Butălie, hai să-l luat toată lumea prezentă și domnul inegalabilul patraulea, tot respectul, salut, Butălie, binevenite, puptate. Bravo, bravo, așa te văd. Vezi? Ăștia sunt oamenii pe care la când vorbești cu un căcat, știi căcat, bravo sau? Data viitoare când postezi, dai grijă mare ce postezi, că e de la... Te țintezi minte. Place cu care. Ai văzut ce frumos stă cu el, zi? Ce zâmbăreț era. Dă-i încoasă să-mi trimi și mie că vreau să o salvez. O salvează după grup că vreau să o editez puțin cu Vlăduță. O salvează-o la tine în telefon. Păi editez eu, nu stă probleme, îl pun pe Vlăduț așa. Pe farfurie, aha. Mamă, dar ce scârbă are, că trage din ea. Ce, ce zici? Ce scârbă are când trage din carici, din mamă, șorici. Mamă, ai văzut ce scârbă are când trage din carici? Mamă, mamă, e nebunie total. Oare să-l dau și pe ăsta așa un pic, mă, cu ce-a mai rămas? Mai am 3.000. Bună seara, Gabriela, bună seara, bună seara. S-au șters-o. Șters-o, dar a salvat păcate, stranii ăsta. Ce crezi că ai să o salvezi? Nu aș șters-o.
nu a apucat să o salvez. Ai salvat-o? Testă-mă! N-ai salvat-o? Ai salvat-o? Nu fac cu... A fost și-a salvat. Poștertu, el de... Olo, Samule! Ai salvat-o, Samule! Nu auzi cum va fi editată? Nu merge editată, ia yes. Zi-ză cu limba scoasă! Vezi acum, acum te iau. Mamă, mă. Felicitări, șefa! Uhu! Mai iau un negru de la mare cu un Ion Creang așa. Și la zbăr. Te la zbârl în farfurie acolo, mamă, să vezi, cu privirea aia perversă așa, direct știi unde te pun, mamă. Când dai drumul la live, să apar în spatele tău acolo. Și lăși toată melodia aia să cânte. Măcar să ne bucurăm. Mâine vine video, că abia aștept să zâmbesc altul de Veronica și Patrolea. Nu, a fost astăzi video. Butelie. Nu ai fost să-l vezi? N-ai văzut episodul de astăzi, Butelie? Ba, nu pot să cred. Îl pun pe TikTok. Fac raport, auzi ce face raport? Faci raport, mă? Hai de cap, mă! Nici curaj, nici măcar topeu! Alexandru 2004. Te pup, Alexandru. Ce-am făcut? Tebeul cu de ruginit arată trage, tată, forță. Mamă. Dacă faci editarea aia la fotografii, dai motiv lui, lui Savu să dea mai mult cu Alexandra. Da. Să zică că se desfectează. După Ioan Par. Aminte, Ticu, băi. N-am pus, mai avea un polonez. Niște haine să mai învârteau încă. Ai cu ochii pe el, când s-a dus să le scoată, te uite pe baștul. Să prind o teleportare scurtă. Mai avea zi. Mai avea. Dau curăcăt. Plantez. Plantez rahat undeva? Da, de la da. Turcesc? Da. E românesc? Înseamnă că e de-a lui Savu, nu-i bun. E de-a lui Savu, nu-i bun. Cine e o Savu? Cine? A dat el mie la muie cu dromaderii, cu cămilele, cu alea, dar cu șoriciu. Dacă mă dădea la muie și cu șoriciu în seara asta, la ce foamea mea pe mine, faie de capul meu, Savule, știi unde erai acum, faie de capul meu. Îmi venea pofta aia mare să încep să înjur pe un live de-al meu, fai de capul meu, să iasă patraulea din anonimat. Îmi trecea de foame cu tine seara asta, știi, mă?
felul ăsta era fiță pe 7. E și Andreea aici ca mâine la știri. Ole, 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 ole. Care mi te scrie aici, mă? Vreau să vorbești ceva în legătură cu serverul de scump de seară, dacă ești pe Discord. La pauză. Ia auzi. Da. Că măi, doruleți, măi. Da, că ne ajunge, eu zic că ne ajunge cu îngrășământul. Mai avem acolo 1000, 2000, dacă mai rămas ceva pe acolo. Cum mai dăm noi aici, e prefect. Suntem pe bine. Jucărie. Jucărie. Mă, 1000 s-a dus. 1000. Deci nu mi-arată header-ul, mi-arată mai curuciorul. Micule, să mă duc să încarc să văd ce mai e acolo. O fi bun șoriciu cu coniac, o fi sau nu? O fi? Uglu. Așa. Cât mai avem noi aici? Mă, micule, domn. Cât mai avem noi? Bun. Credeam că nu mai ajunge, dar ce să vezi? Că ne cam ajunge la țanc. Pătrățos așa, uite cum e aici. O să intrăm o leacă să ne bate în joc de amenajare, culptare, în moaie. Altă viață. Așa.
pot să cred așa ceva. Apăsați butonul de like și vă dă șoriș. Hai de capul meu. Vezi șoriciul ăla pe chat pe aici, că știi câtă muie ție de la toată lumea care e pe aici, dacă tu le faci poftă așa. Nu zici că ți-ai doar de la mine și că sunt eu răutăcios, dar e de la toată lumea, pur. Nu știu dacă ți intră în farfuria aia care da, da, avem în poze. Dacă vrei să schimb farfuria. Eu copaie de-aia mare, că ai șoriște atât de spui că nu-i adevărat acolo. Iau. Iau o oală ca lumea. De ruplin nu e problemă. Să dă și la cald, nu mă la rece. Da, cum îți punem și în balcon. Ca să, să ai, să nu duci dorul. Așa vă văd. Așa, așa, așa. Bun. Cu laptele cum stăm? Lapte. Preț la lapte. Preț la lapte 2200, la cafe cu Cenec. Cel mai mare preț și îl duce 2300, deci ar trebui să iasă mai puțin, să dăm puțin lapte de ăsta. Au fost ce bani la mulți? Da? Au fost ce bani la mulți? Da, oricum avem, mi se pare că dacă nu mă înșel, avem full acolo la... la brânză și la ciocolată, nu? Da, avem 92 de litri, măcar să scoată atâta brânză și atâta ăsta. Vine de lapte ăsta, că avem lapte de... Hai, lapte. Cafe cu Cenec. Acolo mergem la cafelele cu Cenecele. Cenecele. Să ai frigiderul plin până la Paște, îți dai seama. Îți dai seama și la ce, ce o să ai tu un frigider, Savule, cred că o să sărbătorești și Paștele și Crăciunul în același timp. E cum o să faci, nu? O să ai cărnatul meu în gură și ouăle în mână, vezi ce Paște de Crăciun faci. Uită-l, tartă, hei, dar băi, că mi-l rupi băga mea și mâna să-mi bag. Ei! Da, mă, din gură, că n-am... Să n-ai alt drum? Altă header, bă! Te țină să apeși un buton, mă! Păl, băi, bă, ia, trebuie ce faci acolo! Mi-a ucis și header-ul, mă gândeam cum dracu de s-a dus toată vopseaua după ăla, că merge cu el tărâși pe asfalt. Haide-i capul! Tu ești milițian pe harta asta sau ce ești? De la locală. Unde-i cafe cu Cenec ăla? De Kaiserman. Cafele cu Cenec trebuie să fie asta pe colță. A fetele lui tata s-o vinde-n lepticu. Facem și noi un ban grămadă.
Da. Pavule, ia o pauză, tati, vorbesc la modul cel mai serios. Ia o pauză, că nu știi ce e în stomacul meu la ora actuală. Am zis că astăzi am mâncat un total de 3 banane, 2 câini cu lapte și 370 de grame de iaurt. Dacă o tot dai în șurici așa, știi cât salam îți bag pe gât, îmi bag cu alea, că nu te... Hai de cap, nu te... Nici frigiderul ăla pe care l-ai nu o să-ți fie de ajuns. Abule, vezi că are colonul stresat. Are colonul meu s-a stafidit de foame. Nu, te nu stresa și tot mai tare că-ți pune la... Salut. Îți pune la pungă și ți-l aduce în august. Este tortila din iaurt cu banane, da. Deci aia nu ies. Gata, 150? Am făcut 350 de like-uri, boys. Dumnezeu să-l ierte pe Savo că a fost un băiat bun, păcat că a plecat după banane. Și acum și în pururea și în vecii vecilor, amin, să-i dăm la voce. Și deschidem Evanghelia acum și-l trimitem la locul verdeață cu banană grasă, să-i stea în gură și în Gabi Grindei salutare. Cum mai am aici 6766, hai să vedem unde mai găsim tot laptele-l vând, tot laptele-l vând să-l fac bani. Să știe. Păi eu trebuie să bag cisterna la mama dracu acolo și m-am încadrat atât de aiurea mamă și am și putat mai John Deere-ul. Am și dita mai John Deere-ul, virează ăsta, nu azi, virează mâine. Este stații pe aici pe hartă? Stație pe cu pe hartă, că n-am văzut. Da, este, s-ar putea să fie pe undeva pe acolo, pe jos, pe la porci, ea pe undeva. Trebuie să o căutăm, să mergem acolo, să vorbim cu șeful de acolo, dacă îl lasă pe Savu să facă un ban grămadă pentru noi pe hartă aici. Da. Așa vreau puțin greu. Timpurile astea grele. Aoleu, ce-mi place mie. Proțăpesc ăsta. Proțăpim așa în Savu să mă proțăpesc. Aproape o combină scoate pe terenul ăsta. Aproape? Aproape. Trebuie să-mi mai îndreptul leacă, mamă, dar până-mi virează ăsta să duce dracu cu roțapul. Uitați-mă cum se virează el, bă, firea al dracu, să fie, uite, până aici să se vireze în altă parte. Gata, am umplut bă. Ai luat 17.000 de aici, 16.000 cât am luat. Ăla-i, pe care zicem că nu am stat degeaba, am făcut bănet. Bululu, mai trăiești eu. Unde-i Bululu? Am văzut aseară, s-a jucat de isle. Serios? Da, dar n-a intrat pe Discord. Eu eram pe Discord, la un moment dat eram singur acolo și... Dar nu vreau să intru. El le știe pe ale lui. Dar nu l-am mai văzut de mult, să mai joace ceva. Deci trăiește. E binișor. Deci dacă trăiește e bine, mă duc la vecina să mă tragă pe mână că mi s-a plecat. Andrei, a big bun. Bună seara la toți, salut. Andrei, big bun. Savule, vezi că dacă îți scapă runații, se apleacă de tot. Și așa ești a plecat cu totul, n-ai ce să te mai apleci mai mult de atât. Cât o mai rămas?
Aproape un pic. Aproape un pic și jumătatea mai rămas. Ia să mai luăm niște bănuți. Niște bănuți. Niște bănuți, bănuți, bănuți. Deci eu nu trebuie să mă uit nici măcar pe TikTok astăzi. Trebuie să mă uit nicăieri. Termin live-ul, mă duc să-mi fac baie, mă pun în pat. Caut un film horror. Și mă bat la naniță. Dacă ți intră reclamele cu Masterchef. Mă intră reclamele cu Masterchef. Pară televizorul, e nebună cablă. Reclamele cu Masterchef. Trebuie să intre. O, viața mea, și că spunem tot ce vrei. Bă, ia fii atent, mă, sabule. Ia zi, sabule, ceva. Ceva? Da, sabule, luați-l! Luați-l! Luați-l, băga mea și mâna în Tarzan, să-mi bag. Firii al dracu, Joriciu, tot să fii tu de gușter. Auzi, mă, ce faci la ei? Băi, zic, ia o pauză, gata, nu știu ce, alea, nimic. Hai la bere, hai la bere. Și s-a dus. Firea îl recustați, ar... Dați-i, nu câte 300, dați-i toată lumea câte 300. Să aibă 50.000 de sute acolo. Firea îl dracu să fii tu. Auzi, mă, am mai luat-o și pe șaua urmă, pe urmă. Ha, mi-e ferit. Seara înălțimea dracu să-ți fie de gușter. Hai să vedem cum mai stăm cu laptele. Deci acolo sus am luat tot laptele, da? Aici de la astea mai erau 1700, aici de la astea mai avem 8000, mai avem o remorcă, dar nu mai vinde. Asta e bun. Cu niște bănuți, 162.000 acolo. Ba, ba, ba. S-a dus pe copcă, s-a dus. Uite, pip, savule, fițear, coloarea, drec. Eu să nu sară în fața tractorului. Savule, dați-ai sănătate să nu te mai saturi toată viața, savule, auzi? Ce zice Jenel? Îți dă sănătate cât nu ți-am dat eu salam toată viața atâta. Iar dracu să fie tu. Ole, ola. Da, 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 da. Mai ai pe terenul acolo, Titi? Mai puțin. Dacă golesc aici la fabrica de ulei direct. Acolo la fabrica de ulei. A făcut liniște pe chat, da? A făcut liniște pe chat. Cum vine cum îl ardeți iar? Cum vine cum îl ardeți iar? Țineți-l așa? Băgaia și ia urma pe bere, gata să o bag.
Cine următorul posabu să ne înghesuim, facem liste, faceți liste, băieți. Faceți liste acolo, că așa trebuie, cu listă. Lista listelor, da. Așa, mă, băieți. Hai să-l luăm pe ăsta. Nu să mă bag la semănat. Că nu mai mere treaba. Termin și eu terenul ăsta, mă duc să-mi bag hainele. Să mă bag la semănat, băieți, că e deranj. O oră și ceva, când se spală hainele. Loros turnăm pe sabă. Da, ce ai făcut, Nicolae? Nicolae e meșter bun. Ala zic, tata. Ce frumă absențe aici. Nu știu ce să mai pun. Oare să... Să punem... Ce să punem pe terenurile astea două? Ce aș putea să mai pun eu pe terenurile astea două? Ce a fost acolo? A fost Sorg. Sorg. Aici a fost Rapid. Pune Rapid. Să pun Rapid pe astea două? Da. Rapid oricum era gol. La Rapid. Japiță. Pe terenul ăla mic. Se ridică botul la tractorul. Așa, mă, băiete. Altă viață, mă, băiete. Rapiță. Drugurii, când îi culegi? De când n-am fost la Vița de Vizcă, dacă s-a... S-a copt ceva pe acolo. Atenție, mai are un minut și revine poneiul. Las cu ochii pe el, cum a venit. Drang! Ai dat 300. Asta seara la șalții. 300 în 300. M-a ținut numai în șoriș și în șaurma. Nu lăsați să se ridice. Ține-l jos. La temelie. Dați-l la temelie că așa merită. Avule. Avule, mâncat la piele la tine? A avut șoriciu aviară, Sabule? Sabule... Avem 153 de like-uri, vă mulțumesc frumos acolo, băieți, toată strâma și respectul pentru toată lumea, Liviu Ștefan, salut, salut! Asta zic comunitate forță, strong. Nici 4.000 de abonați acolo și avem 150 de like-uri pe fiecare live. E mai mult decât strong. Nu ne trebuie mai mult. Salutare, Marusica Calotă! Salut, salut! Ai înviat, mă? Am înviat, mă, băiatul ăsta. Nu e ok.
de recolta via. E ok de recolta via? Nu, cred. Cred că e în ultimul stagiu. A reușit micul să pornească cu TB-ul găsit? Nu știu, nu cred. Să vedeți, băieți, episoadele. Avem... au mai rămas 6 episoade. Bine când ne întâlnim iar să mai filmăm. Să le vedeți exact cum, ce fel. Ia să mă duc să pun haine. Mai vă zic de înainte. Iar s-a dus? Iar s-a dus? Hai de cap, nu, sabule. Sabule, când mai apare roleplay, o, pui mine. Am părut astăzi, azi dimineață. Mai apare pui mine. Nu am fost eu. Nu am fost eu. Care a fost? Care Lars? Eu de două ori. Mamă, puteți să am fărnică dacă scot moderatorul, te prinde Savu, te jupai. Nu numai Savu, că nu-l ai numai pe Savu acolo care vrea să te ardă. Ce mai zice ăsta? Că Cornel a lăsat să se viseze, n-o să scriu în chat. Te lăsă să viseze? Te bagă la înghesuială ăsta. Lăsăm să viseze. Uităm la tine cum te relaxezi. Ce faci mai ca o? Vasilic. Astăzi am fost puțin plecat la plimbare și cu dieta vieții, cu toate alea, am o amețeală în cap de spune că mi-a adevărat orice, că stau cu gândul la mâncare, m-a dăpăcit cu mâncarea până acum, orică mama dreacu. Oricum, e prea ciudat să sar de la o extremă la alta. Eu care mâncam, dorcam, am un două, să nu mai mănânc să alea. Nu, no, aia dieta e pentru cate, nu pentru mine. Tine și boba la somn, cum e dimineața la timp și la muncă cu mine. Aș putea. Aș putea așa ceva. Pavule, vrea și Andreea să te ardă. Uleu. Nu, nu, sora mea. Nu. Surora mea, nu.
Valeriu Dima, bună seara tuturor. Salut, Valeriu Dima. Bun, ăsta l-am terminat. Hai să ne băgăm în cel de-al doilea teren. Dar la voce și cu ăsta. Nu mai merge. Stat-o cu rapiță, băgăm acolo la ulei. Deci se procesează foarte greu. Când începe să ne iasă nou ulei de rapiță și toate alea să-l vindem, durează foarte, cum e și cu pâine. Te crezi, Saule, că dacă nu scriu, te pot arde, iau. Au! Ce din România, mă întrebare, ați avut probleme cu internetul de la Vodafone astăzi? Zice Andreea, mai lasă-și tu la altă persoană, nu numai tu îl arde așa. I-a zis, nu, sora mea, nu te ardă, te ardă o singură dată și nu te ardă mai multe ori. Urățenia asta. A fi pe fază degete rapid de us. Hai, Vasile Cologan, că ți-a răspuns numai dacă a avut probleme cu internetul astăzi, dragule. Toată lumea, e mai ușor cu internetul ăla. Bun, bă, ce nu-mi place colțul ăsta, aici doriți să-l luați. Dă muncă, bă, băiete, dă muncă, bă. Dar ce strâmbie terenul ăsta aici? Dar trebuie să vă pun intrant din el. Vezi câți bani consum. Să-l aducem undeva dreptul la dreptul. Găură acolo. Hashtag rezist, tabule, ce ai făcut, sabule, frea, al dracu să fii. Vezi că te mâncă șaurma, te mâncă șaurma, ișoriciu.
Schimbăm mapa, chiar ne uităm după altă mapă? Sau vreți să mai jucăm pe asta, să o ducem până la, la mai extrem încolo, să ajungem să cumpărăm tot? Mai căutăm una așa micuță, miculiță? Cum vrei tu? Păi mi-a plăcut harta asta. Chiar asta destul de stabilă, chiar am prima lucrurile. Suntem de ceva vreme pe asta, pe mapa asta. Florin, salutare! Uuuu! Domnul Florinel, dar ce faci, mă, prietenul, că am mai mult de ceva vreme. Ai grijă cu, cu scrisul, cu litere mari, că mai vine, mai vine botul și... Să nu te arăt. Am venit să văd ce mai faci. Ce vrei? Am mai stat de vorbă cu băieții. Mai ținem comunitatea activă. Și cam atât. Acum vreo 6 zile de liber acum, începând cu astăzi. Hai că schimb mapa, o iei de la 0, da? Schimbăm mapa, o luăm de la 0. De la 0. La 0000. Ui, boier, 6 zile liber. Boier, 6 zile liber, 2 zile de muncă, după care încă 10 zile de liber. Da. Măcar atâta să... Petru, Petru, bună seara, salut, Petru. Măcar atâta, drag. Să mai muncești. Așa că nu veni salariul ăla, de, nu o să mai existe. Câte libere am avut. Da? Asta e problema cu internetul de la Vodafone, nu mergea să mă conectez la internet. Ei, se mănăm rapiță. Rapiță, să-l băgăm acolo la fabrica de ulei, să facem ulei de rapiță. Avem o grămadă de floarea soarelui, încă mai avem iar de scos floarea soarelui o grămadă. Când se va coace terenul ăla de acolo, da, 12. Savu tot în voleuri. Hă? Savu e tot în voleuri. Savu e tot live-ul stă în voleu. Până la urmă tot live stă în voleu. M-a ținut el pe mine numai în șorici, numai în dalea mea. Dar le-am dat la altul.
Când eu supăr cu dieta mea, el îmi pune acolo cine știe ce, Andrei, salut, salut, Andrei, bine. El îmi pune acolo mie tot felul de tâmpenii, tot felul de alea, cum trage el, stă cu cariciul în gură și cu alea. Frumos din partea lui, mă, e frumos din partea lui. Nu-ți fac și el o glumă, da și tu. Tot o glumă. I-am scos moderatorul în glumă, uite. Acum au grijă băieții de el, eu nu mai am treabă. Căleul, te-a puțit Savu, ce să pățească Savu? A făcut o glumă cu el. A făcut hands în careu. A pus mâna pe mingeac. A fost extras la loz în plic astăzi. Mai trag băieții la penalti. Așa o să fac cu toată lumea. Care cum o să facă gălăgie și alea, vorbesc din moderator. Și nu ne mai înțelegem ca oamenii. Fac, îi dau moderatorul jos, să vezi ce să joacă ăștia la alții cu el. Fără supărare. Ce atâta ne credem pe aceea? A călcat pe bec puneiu? Da. S-a ars filament la faza asta. Dacă te-am dat de 300 de minute, nu cred că mai intră. E, da multe! Ia stai așa, mă, pe tu ce faci? Care-i profită de Savă? Florin, Florin. Florin? Da, da. Faci o rocadă? Nu mai scrie. Hei, drăcia, drec. Of, of, jaoleu. Odată ai voie, Florin. Ai încălcat regulamentul. Da, Florin, ai încălcat regulamentul. Cu Savu la dietă, Savu la dietă, lasă-l acolo cu Savu la dietă. Astăzi numai așa stă Savu. Și mâine, în cazul în care fac live și alea și mi-aduc aminte iar. Păi, ce mă mă drept cu față mea. M-a zăpăcit, m-a luat durerea de stomac. Mai avea o leacă Tăturescu sau nu ce pe bec și ăsta. Adică să bucură Andreea și pentru tine? Să iau cu apă, chiar beam apă, nu? Vezi? Că am ascultat-o. Ia cu apă, păi da. Sunt curios la Florin când îi va veni rândul. Curând! Cur pe rând. MTB-ule, vrei să-l urmezi pe frățiorul tău? Imediat te trimit după, știți cum stați? 1-300, 1-300, 1-300, 1-300. Da, da, da. Hai, bă, cum am putut să termin și terenul ăsta. L-am zăpăcit. Lăsăm pătitii să facă treabă. Să-l mai dea odată cu un grășământ. Dacă mai are chef, toate la timpul lor. Să-l fac
pe ăsta prima dată cu îngrășământul, îl fac școala. Îi trag, ce cultivator de ăsta. Te faci pământ două. Rui, în viața ta am ia mai devreme, a venit, a salutat și pe urmă n-am mai zis nimic, l-am întrebat ce face, n-am mai alea, răspunde doar când vrea, știi? A fost în reprize astăzi. Da. Ba pe Discord am... Dar jucam Eurotruck. După aia am intrat, m-am și mi-am pus hainele la... Le-o spălat. Eu știu franceză de asta. Le-o sacoșe, le-o spălat. Da. Le-o săpun. Ai fost la duș? Ai fost te speli la tulă, bă? Nu, e lângă duș, mașina de spălat. E lângă duș. Cred că pun să ceasul sune mai devreme, că am auzit că e apa ca în reci și nu mai fac eu duș în seara asta, îl fac mâine leu dimineață. Le duș. Cred că sunt mulți poloneși la garaj. La ăștia, dacă nu le dă Putin gaz, să aibă și ei apă caldă. A rupt dușurile pe aici. Încă suntem așa, cam mulți. Luni seara, garajul jumate, cu camioane. Da, cam nașpa, înseamnă că nu mai e de muncă. Da, nu ți-am zis că mai să nu-mi dea de muncă astăzi. Mai să nu mai. Ceau, băieți! Ce băi, băiete, cucuiete, băi! Slavule, ai muțit? Nu mai zici nimic? Să mi-a zis că Slavul, dacă l-a ținut până la 300 până la plictisit. Vrei să fiu atent la mânuțele lui Cornel, dacă se îndepărtează de volan, e nasoală treaba, da? Ai cu ochii pe mânuțele mele. Ai cu ochii pe mânuțele mele, că e belea. Bun, mă băieți, hai să trecem și noi pe Just Chatting. Să vă zic acolo, mulțumesc frumos, boys, pentru toate like-urile, pentru tot ce am făcut noi pe aici și pe lei joc. Să dau un salvează ca să posez în joc frumos. Și ce să vă mai zic, toate cele bune, aveți grijă de voi și ne vedem mâine la un nou live. Zic, avem 163 de like-uri, să rămână mult, băieți, vă pup. Forță, stimă! Și sperăm să vedem dacă mâine mai sunt ok. Dacă nu mai sunt ok, nu mai sunt ok, nu? Noapte bună, v-am pupat, băieți, aveți grijă de voi și ne auzim data la viitoare. Iară bună! Ceau!